Sătenii din Gura Galbenii au observat că banii lor au dispărut acum o săptămână, când unul câte unul au mers să-și scoată o parte din economii înainte de sărbători. Unde sunt banii? Atât ne interesează. Și cine se găsește vinovat și tras la răspundere. Moldova nu are buget deloc, de s-au apucat de furat banii de la oameni care m-au pe cărțile de cont. Am lucrat o grămadă banilor de pe străinătate și am ajuns în goia tăți hoți să-ți iei banii din bancă. Valentina Coliban spune că a muncit timp de 45 de ani profesoară la școala din sat. Timp de mai mulți ani, împreună cu soțul ei, a adunat bani pentru a avea un trai decent la bătrânețe. Noi suntem în șoc. În șoc absolut, să suntem distruși complet, că am strâns o viață întreagă, oferat banii și nu știu ce s-au făcut cu dânșii. Că eu când i-am pus întrebare, ce ai făcut cu banii? Ce ai făcut cu banii, Raia? Ea spune, zice, am lecuit bărbatul. Dar pe aici milioane! Aici nu smi, dar milioane! După ce au rămas fără economii, oamenii au mers la reprezentanța băncii din Cimșlie. Acolo li s-ar fi promis că își vor primi banii de la filiala din sat și că totul este în regulă. Mi-au spus, liniștiță, că banii sunt. Și când a venit tamuia și îmi spune că altă familie, eu nici nu i-a zis pe cont că am pus banii. Oamenii nu-i exclud că vor protesta și în capitală, în fața sediului central al băncii, și se vor adresa și în instanță. Ți-a luat apă în gură și tac! Dar păi stați oameni buni, că noi ne ajungem și la CEDO. Noi ajungem la CEDO, că noi suntem mulți. Din partea la toți mă adresez către domnul președinte a țării. A pus mână pe Biblie dumnealui și a spus că eu îmi fiu președintele tuturor. Arată-mă, omule, să vedem și noi. Mă duc și doar înaintea Parlamentului, suci întregi stau acolo. Nu sunt de ei banii înapoi care am muncit. Eu nu m-am furat la nimic. Am încercat astăzi să vorbim cu angajata acuzată de Săten că le-ar fi furat banii, însă nici la sediul filialei și nici acasă nu a fost de găsit, iar telefonul este închis. Nici de administrația băncii nu am reușit să dăm.